Zeci de pensionari au făcut coadă la ghișele Casei Județene de Pensii, fie pentru a ridica unul dintre biletele nevalorificate de beneficiari inițiali, fie pentru a-și depune cereri în speranța că vor reuși să primească un bilet în una dintre seriile viitoare. Unde vreți să mergeți? Păi noi am ținut la Mangalia și ne-a dat la Eforie Nord. Eu și soție. Și am depus cererea din luna mai și am văzut când a apărut lista respectivă că nu era trecut. Și s-a dat în ziar că au mai rămas locuri disponibile. Și acum ne-a distribuit, deci pentru data de 11 septembrie, la Eforie Nord. La Căciulata. Deci în DEF? Da. Nu în fiecare an, că la 2 ani, la 3. Vă ajută, vă simțiți mai bine? Da, mă simt mai bine. Eu aș vrea la Zonic Moldov. Ce probleme? Pentru stomac, pentru... Acolo sunt ape mai multe. Pentru a 14-a serie de plecări în acest an au fost alocate inițial aproape 250 de bilete. Însă în urma numărului mare de cereri, acestea au fost suplimentate cu încă jumătate. Nu toți cei care au depus cereri s-au prezentat pentru ridicarea biletelor, astfel că cele rămase sunt în curs de redistribuire. Până la această dată au rămas nevalorificate 79 de bilete de tratament. Facem apel la cei care poate să beneficieze de aceste bilete, să vină să-și ridice bilete, având în vedere că unele sunt chiar în stațiuni cu interes pentru pensionari, Covazna, Pucioasa, chiar și stațiunile de la Marea Neagră. De la începutul anului și până în prezent, peste 3.000 de pensionari din Telorman au beneficiat de bilete de tratament balnear.